Duminica aceasta, a 31-a după Rusalii, Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Cu acest prilej, ierarhul a rostit și cuvântul de învățătură. Să învățăm din pilda acestui orb, care iată devine pentru noi un dascăl al credinței, un învățător al credinței, un învățător al nădejdii. El se apropie cu multă credință și nădejde de Iisus, iar credința și nădejdea Lui sunt împlinite. Mântuitorul ne îndeamnă ca toate câte cerem, rugându-ne, să ne rugăm cu credință și le vom primi. Și El ne îndeamnă ca atunci când avem vreo nevoie, să ne apropiem cu îndrăzneală. Caută și vei afla, cere și vei primi, bate și se va deschide ție. Pentru că cel care caută, află, cel care cere, primește și celui care bate, îi se va deschide. Să ne apropiem și noi cu îndrăzneala orbului din Evanghelia de astăzi, cu dorința lui de a-L vedea pe Iisus, dorință întâmplată și în situația vameșului Zaheu, cu convingerea că El se va arăta nouă și va împlini toate cele pe care le cerem de la El cu nădejde și cu credință nezdruncinată. Biserica Ortodoxă a mai pomenit-o în această duminică pe Sfânta Cuvioasă Xenia.